aici Gabriel că este tare. Bun, să ne spuneți, vă rog, exact ce s-a întâmplat, cât au durat căutările, să ne faceți un scurt rezumat al misiunii. Am fost alertați de către ISU că o persoană s-a înnecat în lacul Tarnița. În data de 9 s-a deplasat o echipă de la Salvamont cu doi scafandri care au căutat până noaptea târziu. Din păcate, apa foarte tulbure nu a permis găsirea persoanei. În data de 10 s-au reluat căutările. Am fost sprijiniți de către o echipă de la Gorj care are niște dispozitive de căutare foarte bune, un sonar cu inteligență artificială și un robot subacvatic. Cu ajutorul acestor dispozitive am reușit să localizăm o zonă în care putea fi victima, iar scafandrii noștri, după 2 ore de căutări, 5 scafandri, au reușit să o identifice și să o aducă la suprafață.